Bună, Simona! Suntem Bună, la Douglas. Da, capitolul încep... 11, Neil Miller, conflictul, nu? Da, începem conflictul, e lung. Și vedem noi dacă -l... acum cât avem noi timp, nu îl reușim, dar îl facem jumatea mai încolo. Da? <coughs> Ok. Uh, Neil Miller, conflictul. Un conflict este o situație în care un om sau un animal este motivat să săvârșească două sau mai multe acțiuni incompatibile în același timp. Cineva incompatibile așa... cu ce? De, deci trebuie să spui raportorul, la ce te raportezi. Uh -huh. Deci nu există. Și, și incompatibil față de ceva care e variabil, de fapt. Și nu se, poate, nu se poate conturiza ca fiind conflict. Dar să vedem ce zici. Bănuiesc aici când spune două sau mai multe acțiuni incompatibile în același timp, adică trebuie să fie în două locuri în același timp. Știi că ai, un, ai o programare și în același timp îți mai vine încă ceva în același timp și încă ceva și acolo apare conflict. Da, se vine așa. în momentul ăla, vin două teme diferite și nu știi ce să faci și apare un conflict. Că, așa mă Așa zic ei, conflict. Ai de ales. Mai departe. E o alegere. Cineva și-ar putea dori să aibă performanțe la un examen a doua zi, și tocmai de aceea va fi motivat să studieze în seara respectivă, dar în același timp ar dori să-și petreacă seara cu prietenii. Dacă presupunem că res respectiva persoană trebuie să facă ori un lucru, ori pe celălalt, aceasta este o situație de conflict. Observă că este ori-ori. De tot sistemul lor egoist se bazează pe excludere, adică ori asta, ori asta. Sau? sau. Uh -huh. De când la școala iubirii, e și și. Uh -huh. Adică, și și ce, ce presupune? Că nu -a alegi nimic, ci ce ți se întâmplă și vine din față și este presant, acela îl vei face. Deci lași, lași viața, lași pe Dumnezeu să-ți să -ți dirigeze pașii. E, e altceva, total altceva. Da, aici spune că tu alegi. În mâna Aici ta. este pe principiu ego, egoist. Să deci, toată cartea asta este. asta este făcută ca să conserve și să amplifice ego-ul. Diavolul este diabolizare. Mai departe. Sau cineva și-ar putea dori să inițieze o conversație cu un necunoscut, de care se simte atras, dar ar putea în același timp să nu dorească acest lucru din cauza fricii de, de respingere. Și această situație reprezintă tot un conflict. În mod evident, ambele cazuri au în considerare conflictul dintre două motive mai degrabă complexe. Aceste procese pot fi studiate mai ușor prin simplificarea atât a organismului cât și a situației, creând astfel un model al conflictului în care acționează mai puțin variabile. Uh, pentru a nu complica lucrurile. Este oh, exact oh, oh. ceea ce. Uh -huh. să nu oprim, să analizăm asta, că uh, tema asta cu conflictul merge încet. Uh -huh. Deci, conflictul generează, este generat de o alegere de tip orori. -ori, ori asta, ori asta. Și apar acele alegeri, nu știi ce să faci, ce să alegi din ele, care este mai bun. E una presantă și una pe care. Tu înclini să o alegi. Asta se întâmplă. Dar întotdeauna alegerea de tip oror întărește orgoliu, ego. -ul. Și deci nu ai făcut nimica. Deci, situația care ar fi trebuit să fie analizată este între sistemul de tip oror și sistemul de tip și și. Sistemul de tip oror vom alege cu eu și întotdeauna vom primi din față o potrivire. Deci, întotdeauna când aleg ceea ce vreau eu, va fi o împotrivire. Deci, conflictul este, față, este generat de împotrivire la Divin, pentru că nu l-ai lăsat pe Dumnezeu să hotărească pentru tine și ai ales tu. Întotdeauna alegerile noastre mm -hmm. înseamnă voia mea peste voia lui și înseamnă opoziție din fața Creatorului. Deci, nu este bine pusă problema, este total fals. Ei caută o soluție pe nivelul ori, -ori pe sistemul ori, ori, pe modelul acesta, ori pe acest model nu există soluție. De ce? Pentru că întotdeauna, indiferent care dintre cele două părți le alegi, indiferent care alegi tu, vei primi lovitură din față, pentru că alegi cu eu. Deci niciuna nu este corectă. Înțelegi? Deci conflictul este generat doar de modelul acesta de tip ori, -ori sau sau. Asta generează conflictul. Dar conflictul nu este într-o alegere și altă alegere, ci conflictul este între alegerea noastră și oferta lui Dumnezeu. Deci noi de fiecare dată avem, suntem puși în situația de a intra în acord cu Divinul sau a ne opune Lui. Ne opunem Lui de fiecare dată când alegem oricare din cele două părți. Nu știu dacă am putut să explic bine. Um, Marius, conflictul apare atunci când avem de ales între noi și ceea ce alege Dumnezeu. Iar dacă noi mergem pe alegerea egoului, o să facem ori-ori, iar dacă mergem pe alegerea lui Dumnezeu, o să le facem și-și. Și asta și asta. Exact. Astea sunt cele două sisteme diferite. Sistemul și-și nu e discutat deloc și nimeni nu discută vreodată. Pentru că pe ei interesează sistemul egotic, îi interesează să amplifice ego -ul. Deci este, este, ca un paravan. Aparent avem impresia că vrea să discute uh, situația în care noi să nu intrăm în conflict, dar n-ai cum că cele două, uh, cele două, alegeri din nivelul egoist, ele se confruntă, ele nu știi ce să alegi. Un, oricare mm. vei alege, vei avea din față, vei avea o poziție. Deci nu se pune problema să rămâi în sistemul ori-ori, ci problema se pune să renunți la sistemul ori, -ori ca să nu fie, Să nu fie să nu fie suferință. Deci conflictul este un conflict pentru că ele sunt opuse pe nivelul egoist sau sau, cele două oferte sunt opuse, dar față de di divin, oricare ai alege tu, îți va produce suferință. Pentru că e voia mea peste voia lui. Păi Marius, e, e într-un fel ca situația mea de astăzi, că să, ă, noi aveam un plan și după a mai venit încă două conflicte deasupra. Și eram în situația de a alege dintre astea trei ce fac sau astea două și le-am ales pe toate. Da. <laughs> și le facem pe toate. Nu <laughs> știu. Da? Adică e și, și la noi e și, și acum. Da, într adevăr că a apărut se un conflict, am zis ok, noi am zis că facem acum cum, se, cum le mai unesc. Și uite că totuși reușim, reușim să le facem pe toate câte un pic. Da. Deși deci, și întotdeauna există. Deci în orice situație de asta de alege de tip sau sau, există și a treia variantă și și. Dar ei au eliminat terțul exclus, adică a treia variantă exclusă. Deci l-au eliminat pe Dumnezeu. Foarte deștept mm. lucrare. Dar îți dai mai ei lucrează de mii de ani lucrează pe sistemul ăsta. Adică ei okay. sunt în poziția de stăpânei ai lumii și cum să-i facem pe ăștia să le luăm puterea, să nu-L atingă pe Dumnezeu și natura lor divină să nu o cunoască niciodată, că e va și amar de noi după aceea. Că nu mai putem să ducem la luptă sau să mai îi punem să fie sclav, să muncească pentru lui, să ne îmbogățească. Asta este problema, tema generală. La toate, la toate popoarele, la toți stăpânii din lume, aceeași temă este. Și aceeași soluție. Și aceeași neînțelegeri din partea majorității. Majoritatea nu o să înțeleagă asta niciodată. Deci au, au asigurat să rămână acolo. Oare știi ce bagă e aici? Pentru ca să excludă partea și și, bagă partea cu prioritatea. Că da, trebuie să ai o prioritate. Care ți este prioritatea? E prioritatea familia, e prioritatea jobul, e prioritatea, nu știu, activitățile tale sociale, e prioritatea prietenii, e prior... care ți este prioritatea? Și spun, pe baza priorității, tu poți, de fapt, foarte ușor să excluzi părțile care intră în conflict. Exact. Deci, și-și e tot timpul eliminat din, din ecuație. Da. în mod evident, ambele cazuri au în considerare conflictul dintre două motive mai degrabă complexe. Aceste procese pot fi studiate mai ușor prin simplificarea atât a organismului cât și a situației, creând astfel un model al conflictului în care acționează mai puține variabile pentru a nu complica lucrurile. Este exact ceea ce Neil E. Miller și-a propus să facă experimentele lui Miller au pus șoarecii de laboratori în situații conflictuale. Situația experimentală constă pur și simplu într-un culoar îngust pe care este amplasat șoarecele. Culoarul este situat la înălțime față de podea pentru a preveni evadarea șoarecilui. Conflictul poate fi însă creat într-o mare varietate de modalități. Începem conflictul apropiere-apropiere. Mai întâi se ia în discuție cazul în care șoarecele trebuie să aleagă între două acțiuni sau scopuri incompatibile, ambele pozitive. Un exemplu uman al acestui fel de conflict poate fi alegerea unei porții de mâncare într-un mediu. Da, ce să comanzi? Friptură sau homar? Fiecare dintre cele două soluții este atractivă și niciuna, presupunem, nu e periculoasă. Putem lua drept model un astfel de conflict la șoarece. Să presupunem că șoarecele este flămân și este amplasat în mijlocul unui interval, în condițiile în care există mâncare disponibilă la fiecare dintre capetele culoarului. Așa ne oprim puțin. Șoarece. Eu o clipa, ce ar însemna o soluție și, 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 sau o soluție sau sau? Soluția și și se ia, primordializează presiunea care vine din față. Pentru că consider că acea presiune vine de la Dumnezeu, deci el alege. Îl lasă pe Dumnezeu să aleagă și asta înseamnă că din cele două po -po posibilități, Dumnezeu sau, sau afirmă. Spune, dați-mi ceea ce credeți dumneavoastră. O friptură sau homar. Da? Deci lasă pe Dumnezeu să decidă. Asta este și și. Iar sau sau, și este și chiar periculoasă că se pierde energie pe sau sau, aleg eu friptura, spre exemplu, sau aleg mai homar. Când fac lucrul ăsta, lucrurile pe care le desconsidă și nu le au în seamă, vin sub formă de presiune în viața de zi cu zi, în alte situații de viață. Și mi-am făcut, de fapt, mi-am mi tras o lovitură din față, în alt mod. Deci, de fiecare dată, soluția și și înseamnă să lași pe celălalt să aleagă. Adică pe Dumnezeu să aleagă. Spre exemplu, dacă ești la magazin și îți cere cineva ceva, nu pui o singură, un singur produs ăla pe care la a cerut, ci pui toate alternativele și lași pe el să aleagă. Deci asta este și și. Și atunci vei avea surpriza că uh, îți va lua mai multe produse. Dar dacă tu impui produsul care este mai scump și care îți convine ție să-l vinzi, atunci nu va lua nici pe ăla și nu va mai lua nimic și nici nu va mai veni. Înțelegi? Deci de fiecare da. dată ești, ești, în situația în care ori te alături lui Dumnezeu și ești în în armonie cu El și îi dai întâietate de fiecare dată, că Dumnezeu este om din fața ta. Ori dai întâietate și îl lași pe El să aleagă, nu tu. Dacă când alegi tu, aici se discută numai alegerea ta, friptură sau homa dacă nu alegi tu, vei genera conflict mai departe. Păi în cazul exemplului cu, cu, alegerea, păi ok, tu pui tot ce ai de vânzare pe masă, dar atunci alegerea rămâne la cumpărător și cumpărătorul e în situația de ori-ori. Ori pe ăsta, ori pe ori, ăsta. Ori, 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 ori. Nu, cumpărătorul, atribut... nu, cumpărătorul în sine funcționează deci pentru tine, cumpărătorul e Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște. Deci pentru tine, acel cumpărător nu face alegerea că vrea el și pentru că există doar două persoane în univers, tu și Dumnezeu, înseamnă că cel din fața ta este divinul și alege divinul. De deci numai la tine este uh, tipul de alegere, orori. Numai tu. Dar oamenii din fața ta funcționează la, sunt la butoane, adică e Dumnezeu la butoane, la ordin, la poruncă de sus. Nu, nu alege el. Mm -hmm. Dar de exemplu, și dacă știi ce? Alege, alege, va alege ceva care să te stimuleze pe tine ca în viitor să faci același lucru. Deci cel din fața ta va alege mai multe produse ca să te facă să înțelegi lecția că întotdeauna trebuie să lași pe el să, să aleagă și dacă lași pe el, pe celălalt să aleagă, deci pe Dumnezeu, atunci uh, afacerea ta va funcționa mai bine. Deci te învață prin oameni. Deci problema este doar mm -hmm. la individ, la mine. Nu e problema la celălalt. Celălalt lucrează divinul ca să mă regleze, știi? Dacă, spre mm -hmm. exemplu, pun, îi dau și vreau să vând produsul cel mai scump, l a plecat. Deci Dumnezeu mă, mă, îmi arată că nu am făcut corect, că nu l-am lăsat pe el să aleagă. Și dacă îl lăsam pe el, ar fi, ar fi fost beneficiul meu mult mai mare. Adică ar fi fost mai, ai fi câștigat atunci, dar așa n-ai câștigat nimic. I-a pus lăcomia ta mai presus. Da, de... deci mereu de îți lecție prin oameni. Da. La este atras de mâncarea din, capăt, din capătul din stânga al intervalului, din perspectiva noastră, dar și de cea din capătul din dreapta. Acesta este conflictul de tip apropiere-apropiere. Există tendința de a se apropia de una dintre porțiile de, porțiile de hrană, dar și de cealaltă, iar șuparecele nu le poate face pe amândouă. Păi în ce poate să facă șoarecul? Trebuie să, ale să aleagă una din ele, că dacă una e în stânga și una e în dreapta, nu? Fiecare arată de asemenea două săgeți Figura. Figura arată de asemenea două săgeți care reprezintă tendința de a se apropia de obiectivul din partea stângă, săgeata îndreptată înspre stânga, și de a se apropia de obiectivul din partea dreaptă, săgeata îndreptată înspre dreapta. Înclinațiile săgeților reprezintă ideea potrivit căreia, cu cât șoarecele se apropie de o sursă de hrană, cu atât tendința de a aborda crește din ce în ce mai mult, cu alte cuvinte, cât șoarecile este mai aproape de hrană, cu atât este mai puternică tendința de a se apropia și mai mult. Săgețile sunt numite gradienții acestor două tipuri comportamentale. Acești gradienți, că tot a venit vorba, nu sunt ipotetici. Măsurătorile efective ale vitezei de alergare arată că un șoare, șoarece alergă cu atât mai repede cu cât este mai aproape de un obiectiv pozitiv. Sau șoarece ar putea fi echipați cu niște hamuri mici pentru a se putea măsura cât de tare trag de o greutate atunci când alergă gradienții pot fi măsurați și în acest mod. Rezultatele sunt aceleași. Conflictul atunci este între cele două tendințe de apropiere de un obiectiv atractiv. Conflictele de genul acesta sunt în mod normal rezolvate cu ușurință. Dacă șoarecele este amplasat drept în centrul culoarului, acolo unde cei doi gradienți se intersectează, animalul poate ezita pentru o scurtă perioadă de timp dar mișcările aleatorii de cap sau corp îl vor conduce cel puțin încet, încet către un obiectiv sau altul. Și odată ce acest lucru se întâmplă, tendința de a se apropia mai mult de obiectivul respectiv devine mai puternică. Acest lucru îl va aduce pe șoarece chiar mai aproape de țintă, astfel încât tendința de a se apropia în continuare va deveni și mai puternică. Și nu peste mult timp șoarecele va parcurge fericit cât va putea de repede restul drumului către mâncarea de care s-a apropiat inițial. Conflictul va fi fost astfel rezolvat. Este foarte ușor să identificăm cazuri paralele din comportamentul oamenilor. Friptură sau homar filmul atât de bine cotat sau celălalt. Astfel de conflicte nu ne rețin însă pentru prea mult timp. Da. Ce zici, Marius? Scriptură sau homa? <laughs> de deci nu e divin. Da. Acolo unde nu e divin, explicațiile sunt fără rost. Bineînțeles că în sistemul dual omul alege ce crede el de cuvinte în clipa respectivă. Nu e nevoie să măsori Friptură sau homar. Nu asta este problema. Și problema este că în momentul în care vei face voia ta, va trebui să fii plătit și la homar și la friptură. Să, să plătești lucrul acela. Pentru că e o alegere, alegerea mea. Da? Și de-aia și întâmpine rezistență la înaintare. Pentru că alege cu un eu Noi trebuie să învățăm tot timpul să facem, să ducem situații de viață în poziția în care. Să dăm voie lui Dumnezeu să aleagă nu noi. Iar Dumnezeu este omul din fața ta. Dacă te întreabă cineva friptură sau homar, zici, ce zici tu? N nu alegi tu, că dacă alegi va trebui să plătești alegea că e făcută cu eu. Ți se întărește eu. Deci i au mm -hmm. gândit tot sistemul ăsta, toată cartea asta de psihologie este cum să le facem, cum să-i facem pe oameni să fie mai atașați de materie, să le întărim egoul, adică să-l slăvească pe diavol, și cu cât ei îl slăvesc pe diavol, cu atât se îndepărtează de divin. Și cu cât se îndepărtează de divin, cu atât viața lor va fi mai nesuferită și ne dă nouă autoritate și putere. Deci stăpânii la lume au putere atâta timp când ne, ne taie legătura cu Dumnezeu și ne îndepărtează de El. Atunci el, ei cresc în putere. Și ca să facă lucrul ăsta, ei trebuie mereu să te pună să facă orice ca să se întărească ego-ul. Și îl face foarte ușor, punând tot felul de atracții în față și ai de ales mereu între friptură și hobar, dar vei genera uh, o pierdere. Va trebui să plătești uh, alegerea făcută de un eu pentru că ți-ai întărit eu și Dumnezeu întotdeauna trebuie să te ducă în neutralitate să-ți distrugă ego-ul. Pe diavol. Da. Deci singurul lucru care putem să-l facem noi, asta am învățat din capitolul acesta, este să lăsăm pe el să aleagă. Pe Dumnezeu. Și asta o spui tu, nu dai ce crezi tu de cuvință, deci nu o alegi tu, și atunci nu dai, nu dai drumul la invers. Adică nu îl pui pe Dumnezeu să vină împotriva ta constrângător. Adică, e, ne, când alegi, alegi plăcerea ta, friptura. Îți place friptura, spre exemplu, homarul. Îți alegi mm -hmm. plăcerea ta, o pui pe primul plan, asta înseamnă diabolizare. Și trebuie să vină Dumnezeu să-ți le stugă. <coughs> asta se întâmplă. Deci noi trebuie să trăim viața mereu, să, să, fim atenți, să rămânem mereu în situația în care să nu alegem cu neu nimica, ci să-i dăm posibilitatea lui Dumnezeu să aleagă pentru noi. Dacă am observat că, ca și apropiere de divin, aveam acele metode, cum ar fi, spre exemplu, să faci voia celuilalt. E Dumnezeu acolo, nu? Faci voia celuilalt. Să-i dai dreptate întotdeauna celălalt. Păi, dai dreptate lui Dumnezeu, tu nu ai niciodată dreptate să nu luți pentru adevărul și pentru adevărul tău și binele propriu. Deci nu-ți cauți binele, cauți binele celălalt. Deci mereu celălalt. Mereu Dumnezeu, cel din față e Dumnezeu. Mereu pe tine te scazi în toate situațiile de viață. Sunt variate. Da? Deci Dumnezeu apare în fața noastră în diferite moduri și în diferite co cu conjuncturi situații de viață. Da? Când, spre exemplu, vine cineva și te solicită să faci ceva, Uh, uh, în mod normal ar trebui să faci. Uh, dacă te opui, este voia mea. Uite cum face Florentina la servici. Uh, toată lumea se opune și uh, zice că n-am timp, că am prea mult de lucru, pe când uh, Florentina, chiar dacă are de lucru mult, zice, da, dați-mi mie, că fac după aceea, după ce îmi termin treaba. Deci ce a făcut? A acceptat voia lui Dumnezeu. Și atunci îi se repară din soartă. Da? Se și se schimbă situațiile de viață. Dar în momentul în care am voia mea peste voia lui, atunci Dumnezeu ți se opune și va trebui să suferi pentru asta. Deci problema este ce alegi, să suferi sau să nu suferi. Deci întotdeauna alegerea ta va însemna o pedapsă divină, dar când îl lași pe el să aleagă, atunci va fi un succes. Deci este total pe dos decât cartea aia cu cheia succesului, sau cum se numea. Nu? Că eu, era o carte la modă. O, m-a foarte mult de la modă. Da, ce una din să... aia cu succesul. Deci acolo era o zbatere și era tot pe principiul ăsta, fiptură sau homar. Când de fapt este mm -hmm. să-ți lași voie, voia divină, deci tu tot timpul să renunți la voia ta, te încași cu o energie subtilă și prezența lui Dumnezeu îți face viața frumoasă și atunci vei avea succes și împlinire. E pe dos. Mm -hmm. Deci aia este o metodă de diabolizare. Dar ei știu foarte bine lucrurile ăsta, că ei pornesc de la situația ideală și o inversează. Și aduc argumente inversului. Deci nu suntem vrăjiți. Aici este o, o carte de vrăjeală, de magie. Tot e magie. Toate științele astea de acum, sociologie, mai știu o care, psihologie, toate sunt vrăjitorii. Nu e nimic avantajat, pentru că urmăresc cum să-ți ții mai bine. Deci fixează pe diavol și cum să facem ca diavolul să fie mai fericit. Păi nu e o nebunie. în loc să, să, te învețe cum să te apropii de Dumnezeu, că mai prezența Lui este cea care te face să ai succes, să fii sănătos și să-ți rezolvi toată situațiile în viață. Pentru că situația nefericite din viață sunt chiar vindecarea. Noi încercăm și toți ăștia încearcă, psihologi, sociologi, avocați, toată lumea asta, să, să vindece vindecarea. Și nu se poate. Este imposibil. Ce să vindeci la Dumnezeu? Da? Nu suntem noi puși, noi trebuie, o singură uh, poziție avem, soluție, să ne punem în situația în care se dăm lui uh, puterea de a alege, să-i dăm întâietate lui Dumnezeu. Că tot zicem noi, facă-se voia ta. Da, dar să duci, facă-se voia ta în viața de zi cu zi, peste tot. Și atunci dispare și problema aceea cu bărbatul și femeia. Uh -huh. Că amândoi vin spre unul, spre celălalt, prin facă să vă ata și nu știu ce să facă ca să le fie celuilalt mai bine. Deci nu trăiesc pentru ei, trăiesc pentru celălalt. Și când există această comuniune, înseamnă că amândoi privesc spre Divin, pentru că amândoi dau întâietate lui Dumnezeu și atunci va fi fericire. Dar cum asta nu se întâmplă, pentru că fiecare intră într-o relație sau într-o căsătorie, intră ca să-și câștige. Un bine pentru el, El. fiecare are fixat un bine, un ideal, niște idealuri, că lucrurile trebuie să fie așa, așa, așa și așa. Și nu lasă din idealul respectiv, nu renunță la el. Și atât timp nu renunță, ei se vor ciocni și se vor lupta. Și nu va fi liniște niciodată. Ar trebui înainte de a intra în căsătorie să cadă de acord cu chestia asta. Nici unul să nu lupte pentru binele său, să facă tot posibil ca celălalt să fie mai bine. Deci se cade de acord la, la principiul fundamental după care să funcționeze relația. Mai departe. Ei zic că da, în realitate e altfel. Da. Conflictul evitare, evitare. Totuși, alte genuri de conflict nu sunt la fel de ușor de rezolvat. Să presupunem din nou că șoarecele este amplasat în centrul unui interval, dar de aceea. Această dată fiecare capăt al culoarului produce un șoc electric în momentul în care șoarecele ajunge acolo. Acesta este conflictul de tip evitare evitare, șoarecele va trebui să se deplaseze de, fie, de fiecare zonă cu șocuri, numai că îndepărtându-se de una se apropie mai mult de cealaltă. Din nou avem doi gradienți intersectați, dar de data aceasta ei reprezintă tendințele de a fugi de fiecare capăt al intervalului. Aceștia sunt gradienții de evitare, probabil că sunt motivați de o frică învățată care fusese condiționată de fiecare dintre capetele culoarului. Observ ce complicat este, că mai intră și alte concepte, evitarea. Deci ai și... de... Apoi, de ce eviți? Pentru că ți-e frică? Pentru că ai învățat frica aceea, ai niște condiționări în spate care te determină să de alegi de o de parte, de parte sau alta. Deci, nu, nu mai e o alegere în sine. E o alegere funcție de programele din spate, știi? De fricile din spate, condiționările din spate. Deci, gata, acum am ajuns mm. în, în momentul în care sunt condiționările care îi determină alegerea. Da. Pentru că înainte a condiționat pășoare cu respectiv. Sau cum l-au umit, acum l-au traumatizat. Deci, cu trauma este o condiționare, la frică. Ce o să se întâmplă oare până la urmă? Și ce le-am plasat în mijlocul intervalului, acolo unde se intersectează gradienții, ar putea să înceapă să fugă de, să spunem, de capătul stâng al acestuia. De această alegere îl apropie pe animal. De capătul din dreapta, astfel încât tendința de a evita capătul drept al culoarului devine tendința mai puternică. Atunci șoarecele se întoarce și începe să se miște înspre stânga, dar atunci tendința de a evita capătul din stânga devine mai puternică, astfel încât animalul se întoarce spre înspre cel din dreapta din nou. Și tot așa, șoarecele este prins la mijlocul intervalului. O mișcare înspre oricare dintre capetele culoarului rezultă dintr-o tendință mai puternică de a se mișca în direcția opusă. Șoarecele ar trebui să oscileze undeva pe la mijlocul intervalului. Observațiile arată că, într-adevăr, chiar așa se întâmplă. Da, hai să discutăm situația asta. În, în momentul în care uh, șoarecele Deci, el este condiționat. Întâi vine condiționarea. Și după ce l-au condiționat, zice, hai să vedem. Condiționarea se bate cu dorința lui. Deci, șoarecele ar vrea să mănânce friptură, da? Dar e condiționat să mănânce uh, homar. Ce -l, ce -l da? Și au creat un conflict. Și mm -hmm. întrebarea care și a pus ei, înspre ce se va duce șoarețel? Se va duce în funcție de condiționare. Deci deci frica va fi mai mare decât plăcerea lui. El va alege întotdeauna condiționarea, adică să evite condiționarea respectivă, frica. Și nu își va, va, alege plăcerea. Deci dacă îi se pune condiționată, îi se face condiționată plăcerea, nu, nu, va alege plăcerea. Va alege va, 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 se va feri de plăcere. Pentru că i s-a dat pe plăcere, i s-a pus o etichetă de frică. Deci, în urma în, 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 în experimentul acesta, ce contează? Ce rămâne? Eticheta. Eticheta aceea are o forță extraordinar de mare, care blochează plăceri, plăcere, blochează absolut tot. Deci, cel care îi pune etichete, capătă autoritate supremă, iar tu, pentru că le execuți, îi dai putere. Îi dai putere și îi dai energie. Deci, este o sursă pentru stăpânii la lume de a. Dacă a câștiga energie, spre exemplu, de preoți. Preoții, în momentul, deci cel care îi pune condițiile, este cel care beneficiază de energia pe care omul o cedează în momentul în care se supune condițiilor. În clipa în care s-a supus condițiilor, i-a dat energie celui care i-a pus condițiile. Deci, asemenea, experiențe sunt făcute ca, ca să vadă cum pot să obțină energie. Deci este magia aici, îi primesc energie gratuită de la oameni prin faptul că ei execută uh, etichetele care au fost îndemnați să le execute, au fost condiționați. Da. Și în partea de condiționare este doar uh, o chestie care și ea nu are <coughs> nu e ceva uh, clar. Este, spre exemplu, îmbrăcămintea preotului care creează o, o credință că ceea ce spune el este bine, uh, bătrânețea lui Faptul că este promovat tot timpul în media și se arată, îi se spune, se alătură eticheta că este un duhovnic bun și mai departe, deci toată este iluzorie. Este o construcție iluzorie și pe această construcție iluzorie, tot ce spune un om din acesta, noi credem și în momentul în care credem și ne supunem, noi am cedat energie. Deci atât au trebuit să facă. Au trebuit să, să dea credibilitate. Plus strălucirea care este acolo în biserică și rituale, toate sunt străluciri, toate au rolul de a crește credibilitatea celui care dă, pune condiții. Când ai pus o condiție, atunci omul își lasă, își lasă alegerile lui și execută condițiile respective. Deci ei sunt transformați într-un fel de roboței. Sunt roboței. Păi și nu numai la biserică, și în viața de zi cu zi, mă reușesc. Sigur, sigur, peste tot. Peste de tot. De condiții. De exemplu, vrei să mănânci, nu știu, să zici o friptură și nu mănânci friptură pentru că ori ți i post, ori nu știi de unde vine, că știi că mâncarea nu mai știi dacă e făcută cum trebuie sau nu, ori ești la dietă și vrei să slăbești, ori nu știu ce. Astea nu sunt tot etichete? tot condiționări? Da. Păi suntem, suntem ca șoarecele prins acolo, exact la mijloc, că ai condiționări pe toate nivelele. Pe fiecare produs care le ai în mână este o condiționare acolo. Că e bun, că nu e bun, care are euri, că are prea mult unt, care are prea mult ulei, că are prea mult zahăr, că nu știu, e nu știu cum. Dar ne-a divizat. Condiționarea divizează. Că e ceva mai bun decât altceva, divizează. Și tai legătura cu Dumnezeu. Asta e important. Când ți a tăiat legătura cu Dumnezeu, nu stăci ce prin cap că soluția în orice situație de viață este să dai lui întâietate. Adică omul din fața ta și să faci voia lui Dumnezeu, deci voia celuilalt. Și atunci se iese din acea situație dificilă. Situații dificile apar în momentul în care ne preocupăm prea mult de Eu și punem binele nostru pe primul plan, îl fixăm. Și nu știi ce să facem ca să ne fie nou mai bine. Și atunci apare dezastru în viața noastră că trebuie să ne desprindă pentru că eu se opune interesului tuturor și înseamnă diabolizare. Uh -huh. Și uh, el se ne scoate din neutralitate. Eu ne scoate din neutralitate. De-aia în Tao Te Ching Dumnezeu Tao este asimuit cu non-intervenția. Deci în momentul în care nu intervii, dai lui întâietate, lui Dumnezeu cel din fața ta și atunci toate situații vieții viață se rezolvă de la sine. Deci toate problemele noastre din viața noastră vin din faptul că căutăm, fixăm un bine pentru noi și încercăm să-l amplificăm. Și când facem lucrul ăsta, trebuie să fim, să atragem nefericirea, atragem necazurile. Îți aruncă facturierul instantaneu. Tu vrei să semneze și pentru că vrei să semneze, nu l va semna. Deci, ca să poți, nu, nu, noi nu știm ce înseamnă să fii în acord cu Divinul. Deci, ca să poți să împlinești lucruri în viață, nu trebuie tu să le împlinești cu voia ta, și le împlinești numai în măsura în care îi lași pe El să hotărească. Și atunci, ceea ce vă vine de la El va fi perfect de fiecare dată. Noi nu credem că omul din fața noastră este Divin. Sau credem că El se mișcă autonom. Nimeni nu se mișcă autonom. Toată lumea se mișcă la pruncă de sus. Inclusiv noi față de Ei. Nu facem ceva de că vrem noi. Deci, toate nuanțele acestea nu sunt de folos. Nu putem să. Că nefericirea vine în viață din identificarea cu eu. Fără eu, nu există nefericire. Pentru că nu are cine să fie nefericit. Nu are cine să sufere. Deci, orice situație de viață se, se rezolvă re, renunțând la eu, la avantajul meu, la binele meu, la adevărul, la dreptatea mea. Și când ai renunțat, ai intrat, intrat automat Divinul și el a rezolvă toată situația de viață. Numai așa. Noi, cu forțele noastre, nu putem decât să îndepărtăm uh, reușita sau împlinirea sau succesul. Mm -hmm. Noi atâta facem, îndepărtăm. Nu, nu rezolvăm nimic niciodată. Uite, spre exemplu, ce care, uh, matematici, oameni de știință, oameni de cultură, uh, poeți și așa mai departe, uh, ca să poată să le vină o idee, deci se muncesc, o, se chinuesc. Ideea vine când nu o mai cauți. Mm -hmm. Da? Pui, pui, pe masă toate variantele, așa, și lași pe Dumnezeu să le amestece și să găsească soluția cea bună. Și întotdeauna așa se va întâmpla. Uite, pe exemplu, Edison. Atâtea soluții au venit, dar au venit în momentul în care a renunțat la căutare. S-a chinuit cu becul ăla de la mai putut, de nu știu câte mii de, de experiență a făcut să facă și el un bec. După aceea, tabelul Mendeleev. Nu? Tabelul acela ea a zis că ea a fost dictat în somn. Deci în somn a văzut fiecare element la locul potrivit. Și el, dimineața, n-a făcut decât să deseneze ceea ce i s-a arătat în somn. Unde este creația noastră? Că nu e niciunde. Deci creația a, de și ce? fenomenul lui nu e a nostru. El a accesat informația. El a accesat informația, da. Pentru că era și pasionat de lucrul ăsta. Și... Nu? a pus, pe, a pus toate cunoașterea lui pe, pe masă acolo și Dumnezeu i-a dat soluția. Așa se face. Îl lași pe el că întotdeauna... Nu ai văzut că mi-ai dat un exemplu cu acel indian matematician de la Osford sau de unde era el. El zicea că toate, uh, inform, toate soluțiile erau date de o zeiță. <laughs> zeița lui. Că era de fapt Dumnezeu. O contează cum îi spunem noi. Fiecare îi spune cum vrea el. Că m-a întrebat domnul uh, profesor Farcaș, dacă te neșteai în India, ce făceai, la cine te închinai? Și eu ziceam, i-am zis, indiferent cu, cu su ce formă vine din față, tot el vine. Deci el vine și ia diferite forme, diferite aspecte. Că ei se băteau că dacă Dumnezeu este o formă de persoană, ca un bătrân pe un tron, Că este sub formă de soare de iubire și că este cu o formă de nedeterminată. Ia diferite forme. Dar ia și formele oamenilor din fața ta. <coughs> da? Păi, problema noastră este când punem ceva care nu este viu pe primul plan și când facem chestia asta, intrăm în conflict cu el. <coughs> Pentru că el este viu, continuu. Uh -huh. Mai departe, când ne îndepărtăm. Uh, păi, Marius, dacă trebuie să facem pauza. Da, o clipă.